Din nou s-a discutat la Capricci despre cazul acesta, Sorin, Simona și domnul Gheorghe. Din nou am observat vehemența cu care domnul Eduard Puiu îl judecă pe domnul Gheorghe. Ba mai mult de atât, îl acuză în continuare pe dânsul cumva de comportamentul lui Sorin și de faptul că acesta tot timpul își găsește niște scuze pentru ceea ce a făcut, prin faptul că domnul Gheorghe nu a fost alături de el în copilărie, dar doamna Ana a explicat clar că acesta a fost foarte mulți ani plecat din țară la muncă. Apropo de cei care întrebau de ce dânsii au o situație atât de bună, pentru că a muncit foarte mulți ani în străinătate, spunea doamna Ana că s-a întors abia când Sorin era în clasa 8-a și mereu a fost mai îngrijorat de partea aceasta financiară a familiei, iar dânsa s-a ocupat de Sorin, a fost mai ocrotitoare, mai protectivă, mai iubitoare, iar Sorin un băiat mai mămos, spune dânsa, dar Sorin în continuare l-acuză pe tatălui că nu i-a fost alături să-l sprijine și să-l valideze într-o anumită perioadă a vieții și s-a apropiat de el doar atunci când a avut acele greutăți cu condamnarea. Domnul Eduard Puiu, în continuare, susține că a primit foarte multe informații referitoare la trecutul lor ca și familie și, în continuare, îl acuză pe domnul Gheorghe pentru comportamentul lui și pentru tot ce face în această emisiune.